Pentru lucrul cu liste selectate, aleator sau cum doriți, modul de lucru este bazat pe un meniu care este accesibil la click dreapta, iar acesta funcționează în felul următor. Ori adăugăm câte o locație la selecție, sistemul bifează aici, ori locație cu locație bifăm aceste casete, ori pur și simplu adăugăm toate la selecție sau eliminăm toate din selecție. De asemenea, sistemul poate importa o listă pentru selecție. Să presupunem că avem o listă oarecare. Copiem coloana cu codul. Selectăm meniul Importă listă pentru selecție și lipim în partea încasetată din stânga, unde este caseta destinată listei codurilor pentru care se dorește o selecție de panouri. Sistemul verifică dacă formatul de cod introdus rând cu rând este corect și elimină pe cele rândurile invalide, de exemplu cum ar fi aici la sfârșit un rând gol, dacă îl ștergem sistemul sau pur și simplu această denumire de cod. Dar nu este nevoie că sistemul le elimină singur. Vedeți, în ultima coloană, lista codurilor ce apar a fi valide. Selectăm, iar sistemul ne face această selecție automat. De asemenea, putem să facem o selecție pe baza proximității în jurul unui punct de interes, accesând funcția pe hartă. Presupunând că ne interesează zona din Piața Victoriei din București, aducem prin click dreapta pinul reperul aici. Selectăm o rază de 2000 de metri, ne interesează, și căutăm. Sistemul ne afișează panourile ce se află în raza de proximitate dorită. Iar în spate avem lista cu aceste fețe pe care o putem procesa, ajusta sau folosi ca atare.